Falimentul nu este exclus, acesta a fost avertismentul pe care miliardarul Elon Musk l-a transmis angajaților companiei Twitter în timpul primei întâlniri. Veștile proaste vin la doar 2 săptămâni după ce Musk a preluat compania și a făcut și concedieri masive. În cadrul unei ședințe de aproape o oră pe care Elon Musk a avut-o cu angajații rămași de la Twitter, miliardarul i-a avertizat că pericolul închiderii platformei este cât se poate de real. Trebuie doar să aducem mai mulți bani decât cheltuim. Dacă nu facem asta și există un flux de numerar negativ masiv, atunci falimentul nu este exclus. Aceasta este o prioritate. Nu putem ajunge la 1 miliard de utilizatori și să și susținem pierderi masive pe parcurs. Așa ceva nu este fezabil. Nu cred că vom putea face așa ceva, le-a transmis Elon Musk angajaților săi în cadrul primei întâlniri. El a făcut afirmațiile după ce mai multe companii au oprit temporar reclamele pe Twitter, astfel încât să vadă dacă platforma va putea reduce cazurile de discurs instigator la ură, numărul de conturi false și frauda. Însă în cadrul aceleiași întâlniri, Elon Musk și-a anunțat dorința de a schimba sistemul de follower, de a imita modul de funcționare al TikTok și modalitatea prin care Twitter promovează reclamele. În plus, el a anunțat că nu va mai permite munca de la distanță decât celor care se dovedesc a fi excepționali. Restul angajaților vor trebui să lucreze cu ceea ce a caracterizat drept simț de urgență maniac. Dacă te afli în aceeași cameră și poți interacționa cu oamenii, este mult mai bine decât dacă nu stai în aceeași cameră. Acum, dacă contribuția cuiva este atât de mare încât poate depăși dificultățile de comunicare ale distanței, atunci cu siguranță ar trebui să rămână la Twitter. Există o mulțime de oameni la Tesla și SpaceX care lucrează de la distanță, dar este o excepție pentru oamenii excepționali. Aceasta este noua filozofie la Twitter, le-a mai spus Elon Musk propriilor angajați. Compania Twitter a fost preluată de Elon Musk pe 27 octombrie pentru suma de 44 de miliarde de dolari. Imediat după aceea, el i-a concediat pe toți directorii principali și a anunțat că va implementa o serie de măsuri menite să-i crească profitabilitatea.